Să piară corabia.
Nu se află pe
Ojcowska si domnul meu, să am inima plină de rugăciun. Ascultul ajuns lanțul păcatului și să trăiesc seara la toți! Bine ați venit în Republica Moldova! Și prima temă de vorbire care am să o ascultăm cu mare atenție, să iubim pe Iehova. Dăm atenție! Iată sfatul pe care îl dă David, fiului său. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu tot sufletul binevoitor, că Iehova cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Iată, dragii mei, ce spunea: să-l cauți pe Iehova cu toată inima. Deci nu cu inima împărțită. Ori la Iehova îi trebuie totul, ori nimic.
Nu este timpul potrivit ca noi acum să încercăm să-L servim pe Iehova Dumnezeu, pe Fiul Său Hristos Iisus, cu jumătăți de măsură. Ne-am înșelat noi singuri. Pentru ce? Pentru că Iehova atunci când ne cercetează, nu se uită la înfățișarea noastră. Dacă avem o față frumoasă, dacă suntem îmbrăcați într-un fel sau altul, ci Dumnezeu se uită la inimă. De aceea Apostolul Petru spune foarte clar și aș vrea să fiu bineînțeles că el zice în prima sa epistolă, capitolul 3, cu versetul 3 și 4, nu-l mai citesc, că-l știți foarte bine, când zice, podoaba voastră să nu fie cea de afară, în purtarea de haine și de scule de aur, ci să fie omul ascuns al inimii, a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Continua sau se va prezenta în fața noastră este energici în serviciul lui Iehova. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi și am văzut astăzi pe copiii lui Dumnezeu din Republica Moldova, din Ucraina și din România umblând în adevăratul sens al cuvântului în adevăr. Cum, fraților? Această lucrare care astăzi s-a făcut în jurul nostru, aici unde suntem, în acest colțișor de țară, a fost probabil o lucrare în premieră, unde din câteva țări s-au unit martorii lui Iehova și mai ales partea tânără, energică, activă a asociației noastre, pentru a pune o mărturie deosebită oamenilor din aceste ținuturi. Dragii mei frați, în primul rând trebuie să știm că este o slavă lui Iehova, este o jertfă care astăzi se înalță ca un bun miros către Creatorul și Suveranul Cerului, ceea ce a văzut că s-a întâmplat în acest colțișor de țară, în această localitate și în localitățile Fetești și Gordinești. Dragii mei frați, mă întorc să vă întreb pe voi, este adevărat că ceea ce voi posedați, copii, tineri, frați, surori, vârstnici, ceea ce voi posedați în mâna voastră este o comoară care nu are preț. Nimic nu se poate asemui cu ea. Acest adevăr minunat pe care vă puteți să-l transmiteți altora. O comoară de neprețuit este calea spre viață. Este ceea ce Iisus Hristos a spus. Eu sunt apa vieții.
oamenilor atunci când se bucură de o situație, fie materială, fie sufletească, relativ bună, unică de Dumnezeu. Așa este? Cu siguranță. Ei uită de Dumnezeu, dar atunci când în calea lor apar probleme, apar dificultăți, ei își aduc aminte că există un Dumnezeu și știți cuvintele lor, Doamne ajută, Doamne scapă. De aceea, iubiți frați, noi în calitate de martiri al lui Iehova, trebuie ca să, în continuu, această privilegiu, acest privilegiu să îndeplinim. Iehova Dumnezeu cere aceasta de la noi. Noi, de asemenea, avem nevoie de ea. De ce? Pentru că suntem într-o relație strânsă cu Dumnezeu Iehova. Acești oameni egoiști, care, cum am spus mai înainte, doar atunci își aduc aminte de Dumnezeu când apar probleme, o fac aceasta din egoism, nu din iubire. Și atunci, dacă Dumnezeu nu răspunde imediat la cererile lor, se naște în ei sentimentul că Dumnezeu nu își îndeplinește îndatoririle, pentru că e Dumnezeu. Noi suntem oameni neputincioși, ar trebui să intervină, să ne scape, să ne elibereze. După aceasta, urmează un alt subiect care are în titlu Semnele vremurilor. Iubiților, un amănunt deosebit pe care ne-l raportează Biblia și surprinzător l-am găsit atunci când fanaticul Saul din Tars, un împotrivitor al credinței adevărate, un habotnic religios, persecuta credința adevărată a urmașilor lui Iisus Hristos, în timp ce a primit aprobare de la marii preoți să meargă să persecute creștinii din Damasc, pe drumul Damascului, Iisus Hristos, de acum fiind în glorie, îi se arată dintr-o dată în fața fanaticului Saul din Tars. Acesta cade la pământ și orbește. Cine ești, Doamne? Răspunsul sună: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Ce să fac, Doamne? Iisus Hristos îi răspunde: Iubiților, în Galateni, capitolul 1, unde ni se raportează din însuși cuvintele lui, apostolul Pavel, veți observa care a fost atitudinea acestui fanatic religios atunci când a înțeles că misiunea lui pe acest pământ era alta. Anume, contrar cu ceea ce astăzi religiile învață, să nu îți schimbi religia. El a trebuit să-și părăsească religia lui strămoșească, să pornească să cerceteze și să studieze adevărul curat al credinței adevărate. Iată ce ne raportează acest fanatic religios și la ce concluzie ajunge mai târziu iubitul nostru frate, apostolul Pavel. Galateni, capitolul 1, cu 13, citesc. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare. Pentru ce? Pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. De aceea, următorul subiect, care are un titlu Să cultivăm o cugetare spirituală, se va ocupa în mod special de acest lucru. Dacă privim în trecut, la sevrul Dumnezeu Pavel,
Dacă privim la istoria recentă a poporului Dumnezeu, iată, conștientizăm cât de necesar este ca să umblăm după lucrurile Spiritului. Pentru că, a le urma pe acestea, avem o deplină garanție că Iehova Dumnezeu ne va oferi dreptul binecuvântat în a trăi în lumea sa nouă. De aceea, permiteți-mi ca în încheiere să citesc câteva rânduri din revista pe care am amintit-o la deschiderea subiectului. Dacă cineva s-a consacrat lui Dumnezeu și are mintea orientată spre Dumnezeu și împărăția sa, iar evlavia inimii sale este toată a lui Dumnezeu, atunci, deși organismul său este în carne și e foarte imperfect, el totuși nu umblă după cele ale cărnii și nu mai este aplecat spre cele pământești. Așa să fie, iubiți frați și surori, cu fiecare dintre noi. Cel ce are spiritul de umilință și supunerea lui Hristos în sine, precum și o devoțiune adresată în întregime lui Dumnezeu, are în el gândul lui Hristos. Și de aceea, el este înclinat spre cele spirituale. El este devotat împărăției lui Dumnezeu și nu este deloc atras sau deranjat de lucrările oamenilor acestei lumi. Și urmează încă un subiect, o temă, care are un titlu: Vinul la apa vieții. Следующая тема имеет название Придите к водам жизни. Priviți în jurul vostru, nu știu cât sunt în sală, dar priviți în jurul vostru aici, în localitățile voastre, există o grămadă de samariteni. Există foarte mulți oameni buni, care chiar dacă în religia în care s-au născut și au fost botezați, în bisericile clasice, totuși dacă ajungi la ușile lor și atingi coarda sensibilă, aceea care hotărăște între viață sau moarte, imediat izbucnesc în sinceritate și recunosc. Da, așa este. Suntem păcătoși. Suntem nelegiuiți. În păcat ne-a zămâzlit mama noastră. Trăim sub blestem. Dar bine ziceți, dacă voi vestiți apa vieții, când va începe adunarea, poate vom veni și noi. Repet, nu știu dacă au venit mulți sau puțin, dar m-aș bucura dacă sunt câțiva, ca să înțeleagă chemarea pe care noi o întindem către fiecare om sincer este chemare pentru a putea gusta din apa vieții. De ce? Și aceasta la porunca lui Hristos, în ultimele cuvinte ale cărții acesteia, ale Bibliei și în special a Apocalipsei, citesc din versetul 17. După ce fiecare am devenit o femeie samariteancă, ne-am recunoscut păcatul și am cerut apa vieții de la Hristos, avem o singură datorie. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dragii mei oameni de bine, musafiri, către voi mă refer, către voi strig, veniți la apa vieții, gustați din izvoarele dădătoare de vieții care curg de la tronul lui Iehova și bucurați-vă de aceea realizare și îndeplinire care a simțit-o apoi femeia în urma înțelegerii adevăratei însemnătăți a apei vieții.
13.000 de secte și religii. 13.000. Și peste. E mult, așa este? Chiar și numărul e mare. Ca să te gândești la el sau ce. Toți credincioșii din vechime, până la Ioan Botezătorul, de la Abel, până la Ioan Botezătorul fiecare și zice, prin credință a murit ăsta, celălalt, ajunge la ultimul înaintea lui Hristos, Ioan Botezătorul. Toți sunt cuprinși, apoi în capitolul 12, primul verset, și când zice, și fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de marfă, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruința în alergarea care ne stă înainte. Sentimentul că Dumnezeu nu își îndeplinește îndatoririle, pentru că e Dumnezeu. Noi suntem oameni neputincioși, ar trebui să intervină, să ne scape, să ne elibereze. După aceasta, urmează un alt subiect care are în titlu Semnele vremurilor. Iubiților, un amănunt deosebit pe care ne-l raportează Biblia și surprinzător l-am găsit atunci când fanaticul Saul din Tars, un împotrivitor al credinței adevărate, un habotnic religios, persecuta credința adevărată a urmașilor lui Iisus Hristos, în timp ce a primit aprobare de la marii preoți, să meargă să persecute creștinii din Damasc, pe drumul Damascului, Iisus Hristos, de acum fiind în glorie, îi se arată dintr-o dată în fața fanaticului Saul din Tars. Acesta cade la pământ și orbește. Cine ești, Doamne? Răspunsul sună. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. Ce să fac, Doamne? Iisus Hristos îi răspunde. Iubiților, în Galateni, capitolul 1, unde ni se raportează din însuși cuvintele lui, apostolul Pavel, veți observa care a fost atitudinea acestui fanatic religios atunci când a înțeles că misiunea lui pe acest pământ era alta. Anume, contrar cu ceea ce astăzi religiile învață, să nu îți schimbi religia. El a trebuit să-și părăsească religia lui strămoșească, să pornească să cerceteze și să studieze adevărul curat al credinței adevărate. Iată ce ne raportează acest fanatic religios și la ce concluzie ajunge mai târziu iubitul nostru frate, apostolul Pavel. Galateni, capitolul 1, cu 13, citesc. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea? Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine? Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare. Pentru ce? Pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine.
eram însuflețit de o râvnă nespus de mare. Pentru ce? Pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. De aceea, următorul subiect, care are un titlu Să cultivăm cugetarea spirituală, se va ocupa în mod special de acest lucru. Dacă privim în trecut, la Sfântul Dumnezeu Pavel, dacă privim la istoria recentă a poporului Dumnezeu, iată, conștientizăm cât de necesar este ca să umblăm după lucrurile Spiritului. Pentru că, a le urmea pe acestea, avem o deplină garanție că Iehova Dumnezeu ne va oferi dreptul binecuvântat în a trăi în lumea sa nouă. De aceea, permiteți-mi ca în încheiere să citesc câteva rânduri din revista pe care am amintit-o la deschiderea subiectului. Dacă cineva s-a consacrat lui Dumnezeu și are mintea orientată spre Dumnezeu și împărăția sa, iar evlavia inimii sale este toată a lui Dumnezeu, atunci, deși organismul său este în carne și e foarte imperfect, el totuși nu umblă după cele ale cărnii și nu mai este aplecat spre cele pământești. Așa să fie, iubiți frați și surori, cu fiecare dintre noi. Cel ce are spiritul de umilință și supunerea lui Hristos în sine, precum și o devoțiune adresată în întregime lui Dumnezeu, are în el gândul lui Hristos. Și de aceea, el este înclinat spre cele spirituale. El este devotat împărăției lui Dumnezeu și nu este deloc atras sau deranjat de lucrările oamenilor acestei lumi. Și urmează încă un subiect, o temă, care are un titlu Vinul la apa vieții. Следующая тема имеет название Придите к водам жизни. Priviți în jurul vostru, nu știu cât sunt în sală, dar priviți... Mare ascultă-ne.
Să zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Dragii mei oameni de bine, musafiri, către voi mă refer, către voi strig, veniți la apa vieții, gustați din izvoarele dădătoare de vieții care curg de la tronul lui Jehova și bucurați-vă de acea realizare și îndeplinire care a simțit-o apoi femeia în urma înțelegerii adevăratei însemnătăți a apei vieții.
credincios ca și Domnul meu, să am inimă. Și prima temă de vorbire care am să o ascultăm cu mare atenție, să iubim pe Iehova. Dăm atenție! Iată sfatul pe care îl dă David, fiul lui său. Și tu, fiule Solomoane, cunoște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu tot sufletul binevoitor, că Iehova cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Iată, dragii mei, ce spunea: să-l cauți pe Iehova cu toată inima. Deci nu cu inima împărțită. Ori la Iehova îi trebuie totul, ori nimic. Nu este timpul potrivit ca noi acum să încercăm să-L servim pe Iehova Dumnezeu, pe Fiul Său Hristos Iisus, cu jumătăți de măsură. Ne-am înșelat noi singuri. Pentru ce? Pentru că Iehova, atunci când ne cercetează, nu se uită la înfățișarea noastră. Dacă avem o față frumoasă, dacă suntem îmbrăcați într-un fel sau altul, ci Dumnezeu se uită la inimă. De aceea Apostolul Petru spune foarte clar, și aș vrea să fiu bineînțeles, că el zice în prima sa epistolă, capitolul 3, cu versetul 3 și 4, nu-l mai citesc, că-l știți foarte bine, când zice: podoaba voastră să știm cum să iubim, cum e de-a iubi, și voia Părintelui să s-a desprins o piatră care timpul tare l-a lovit, i-a zlobit și pierul și arama, agitul și soarele de seara la toți! Bine ați venit în Republica Moldova!
și prima temă de vorbire. Bine ați venit în Republica Moldova. Thank you.
Și prima temă de vorbire care am să o ascultăm cu mare atenție, să iubim pe Iehova. Dăm atenție! Iată sfatul pe care îl dă David, fiului său. Și tu, fiule Solomoane, cunoște pe Dumnezeu tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu tot sufletul binevoitor, că Jehova cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsi de tine. Dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Viața mea lui.